Șocul săptămânii vine de la Nicoleta Nucă, care a încercat ceva care merită încercat? Depinde. Dacă tu dacă mă întrebi dacă merită încercat să nu-ți vopsești părul o săptămână și să-ți vadă rădăcinile negre, sau dacă merită încercat un blond care de fapt ți-ai o altă nuanță, pentru că nu este, nu cred că este o nuanță neo, nu cred că a fost intenția artistului, sau eu știu, mai știi? Care ar fi culoarea pe care ai... Ce? Ai folosit-o ca să atragi atenția. Asta e o culoare care să atragă atenția. E, nu? Da, în afară de asta. Este, deja asta e confiscată. Cred că aș folosi un gri, dar te îmbătrânește, probabil, ca și femeie. Așa. Sau un roz, ceva strident, că nu prea ai ce să... Știind că galbenul e cea mai recunoștibilă culoare, în general. Dar, da, un gri, un roz, ceva, un mov, cum a spus și Adi. Da. Din păcate, pentru ea, în primul rând, culoarea nu funcționează. Pentru că asta e, și culoarea părului se alege și în funcție de culoarea ochilor și a tenului. Deci nu rimează deloc și mai degrabă și filtrul ăsta o face și mai nefericită vizual. Poți încerca orice, dar eu aș prefera să-și vopsească și sprâncenele sau să-și le facă foarte negre, să meargă într-o extremă măcar. Da, dar... Mi se pare... Păi poate urmează. Păi nu este adecum în episodul următor. Ușor, ușor, știi, schimbarea vine treptat. Da, nu și da, urmează partea de sus, partea de jos și... Poate cred că poate urmărește un soi de rebranding. Poate urmărește o conversie așa a imaginii și ăsta e un prim pas. Poate, poate în câteva luni vedem o altă Nicoleta Nucă, complet diferită, poate mult mai curajoasă, ca mai îndrăzneață ca și aspect, pentru că ea tot timpul a fost exact cum că vorbeam de Andrei, a fost tot timpul într-o zonă safe. Ce văd eu? Eu vorbesc aberația cu un om care nu are interesant. Da, parcă așa o văd. Și poate își dorește să schimbe cumva. Poate are niște proiecte viitoare care sunt niște piese mult mai îndrăznețe. Poate intră pe o zonă de asta mai bad, mai puternică, mai... Și s-ar putea să fie o parte din strategie. Putem să o gândim și așa. Să nu luăm neapărat ca pe o decizie personală, care pentru un specialist nu e cea mai fericită, pentru unul cu ochiul care nu e obișnuit, zice, s-a vopsit nucă. Să vă psica nuca. Bă, corpul ajută să fie altfel. Da, ar ajuta-o. Eu mă gândesc că poate a văzut-o pe Instagram, pe la niște artiști americani, așa, noua generație, că se poartă culoarea asta. Și... Bingo. Exact asta se întâmplă. Să știi că de multe ori schimbările astea foarte radicale vin de la o chestie de impuls. Am văzut la cineva. Instagramul strică oameni. Și TikTok-ul. Instagramul strică oameni. Instagramul strică adică. În fine, dacă în continuare are această culoare, eu sugerez să mai încălzească puțin, să mai șteargă. Sau măcar să-și vopsească rădăcinile. Sau măcar, uite, are trei soluții. Dar dacă vezi pe Nicoleta Nucă peste 6 luni că să scoată o piesă K-pop, de exemplu. Așa. Și look-ul ăsta e minunat pentru nu K-pop. Este. Noi, nu este. Dacă vorbim de K-pop, stai că intri într-o zonă pe care nu o stăpânești, vai de capul tău. Eu ți-am, ai fost avertizat să nu faci lucruri de genul ăsta. Dar păi, acum, dacă tot îți place, ție să scarmă. Nicio problemă. Ar trebui ca și ținuta să fie K-pop. A, asta zic și eu, nu e ca la circ, a tăiat capa. Păi poate să cu mașina, era tare, era spre Broșteni. Păi poate o să o vezi. Era ce K-pop? Era spre Broșteni. Nicoleta Nucă, de la Broșteni, de la țară. Dar poate era la Cățeasca, de unde știi tu unde era? Așa, la Cățeasca. Ideea e că K-pop-ul ăla și toată ținuta va fi momentul când poate scoate piesa. Pe o scenă, pe un ceva. Până atunci este, facem treptat. Până atunci este Nicoleta Nucă de la... Am înțeles. Ce părere aveți, oameni mișto? Vă place cum... Și acum vezi, da, ce mișto, ce tare. Și vezi, bă, oamenii mă susțin, continui. Voi vedeți ce a scris? Mulțumesc mult și mie îmi place. Sunt eu mai nebună așa. Ai mai nebună, a fost mai... A avut-o pe eu. Tu te faci așa? În cap? Ce anume? Este... Uite așa, cum e culoarea asta, te faci în cap? Eu? Da, tu. Tu, nu, deci stai, și iată. Tu te faci în cap. Dacă eu mi-aș vopsi părul. Eu care am făcut de toate, adică... Așa, uite așa acum, așa. Nu, așa ca așa. Doamna Nucă. Cu rădăcinile crescute, nu. Uite, vezi, ea e mai nebună. A, bravo. A făcut-o. A, bravo, n-am fost așa, nu mi-am dat seama. Acum lucrurile sunt în altă perspectivă. Asta zic. Total. Ideea e că dacă faci o transformare, ori o faci până la capă și ți-o azumi, ori o lași pentru alții. De acord. Cam pe aici e discuția noastră. Eu de-aia mă îmbrac la fel aproape de fiecare dată. Prost, dar sigur. Dar ești constant, măcar. Da.